În fiecare an apar în lume până la 4 milioane de cazuri noi de hepatita C. O estimare arată că în România există aproximativ 650.000 de purtători ai virusului, iar prevalența infecției este una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Problema este însă că mulți dintre cei care au acest virus nu știu, nu se tratează și pot ajunge să fie afectați de o formă gravă a bolii. Vorbim de un virus care are două infecții latente. Primele faze de infecție acută trec în general neobservată. Peste 80% dintre cei care se infectează și dezvoltă infecția acută cu acest virus hepatic n-au nici cea mai mică idee. Să simt puțin obosit o zi, două, trei, patru săptămâni, după care aceste acuze dispar complet și reapar după 20-30 de ani, dar de data asta sub forma unei boli cronice avansate. Campania Hepatita C, testează-te acum, testează-te aici, a fost lansată în București și Iași, iar în următoarea perioadă și cetățeni din alte 10 orașe ale țării se vor putea testa gratuit. Iașul, vedeți, al doilea după București, în ceea ce privește această campanie de testare gratuită a infecției cu virus hepatitic C în salivă. Deci, fără înțepătură, un test care se realizează ușor, a cărui răspuns vine în 15-20 de minute. Răspunsul este orientativ și următorul pas este ca pacientul să se prezinte la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde facem absolut gratuit toate celelalte analize. La curtul amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare, azi dimineață ieșenii stăteau la rând pentru a se testa. Locuiți în același mijloc o persoană infectată cu virusul hepatitic C? Între 25 ani, da? Arcada dentară superioară și inferioară. Presa dura în mână. Perfect. Acum, cu atâtea minuni care se întâmplă, este bine să te... Cum mi se pare această campanie? Pe portul aici, veniți... A, mi se pare ceva bun. Mă testez pentru ca să știu sigur că sunt sănătoasă. Mi se pare o idee bună că puteți aflați foarte repede? Foarte bună idee, pentru că la policlinici rândurile sunt foarte mari. 15 minute, mai ales eu am lucrat în spital și... am făcut odată când lucram și era negativ, văd că negativ e și acum. Medicieșeni și-au propus ca până la sfârșitul acestei săptămâni peste 750 de persoane să fie testate, iar săptămâna viitoare să fie verificate și cadrele medicale din 6 spitale ieșene. Testări vor fi făcute și în 2 farmacii din Iași.